Murat Direcciu, un turc cu capul tare împotriva lui Robin Van Roosmalen, un sportiv cu pumnul tare. Robin Van Roosmalen a demonstrat acest lucru anul trecut atunci când a câștigat o piramidă de 3 în care și-a cam făcut knockout toți adversarii. Un super knockout a încheiat acea piramidă, o victorie în fața lui Artur Kishenko. 3 victorii în ultimele 3, în ultimele 4 meciuri pentru Robin Van Roosmalen, de partea cealaltă 3 înfrângeri în ultimele 4 meciuri pentru Murat Direcciu. Ultimele 2 chiar în fața lui Kristen Jengi, cel pe care l-am văzut pierzând mai departe în partea lui Harry Grigorian. Adevărat, fenomen acest Robin Van Roosmalen a reușit anul trecut, așa cum spuneai și tu, Vali, să câștige o piramidă foarte, foarte grea. I-a rupt un dinte lui Chadid Ulad El Haji, după care l-a bătut la decizie fără drept de apel pe Chris Ngimbi. Iar în final, cel mai greu și mai dur adversar din cariera sa până în acel moment, Artur Kishenko, i-a dat knockout în prima repriză cu brațul din față. O lovitură care nu prea dă knockout, doar Muhammad Ali mai dădea knockout cu jabul, lovitura de direct cu brațul din față. Robin Van Roosmalen însă are putere de knockout în ambele brațe. Un sportiv de doar 1,69 m înălțime, nu este foarte înalt acest Robin Van Roosmalen. Vine de la teamul Golden Glory, seamănă așa un pic Robin Van Roosmalen cu Mike Zambidis, sportivul grec care a făcut și încă mai face senzație în galele reguli de K1. 21 de ani pentru Van Roosmalen, 70 de kilograme, 25 de meciuri până acum la profesioniști, 22 câștigate, 3 pierdute, are și 14 knockout-uri în palmares. Este un meci între tânărul Robin Van Roosmalen și veteranul Murat Direcciu, 32 de ani pentru acest belgiano-turc. Are un palmares destul de vast, 83 de meciuri pentru acesta, 68 de victorii și, atenție, 57 de knockout-uri. Murat Direcciu a reușit să-l învingă pe Shahid Ola Del Haji sau pe William Dinder, doi sportivi importanți la această categorie. 1,75 m înălțime pentru el, 32 de ani, cel mai în vârstă luptător din această gală. Începe prima repriză, Van Roosmalen, sportivul cu short negru, turcul direct și acest short cu portocaliu și alb. Brațele sus pentru Robin Van Roosmalen, care încasează o lovitură frontală de la adversarul său. Stă la cutie până acum Van Roosmalen, iată primele atacuri, foarte exploziv și foarte puternic acest luptător. Trebuie să fie atent Murat Direcciu în defensivă, am văzut mai devreme ce a pățit Rico Verhoeven. A fost făcut knockout de către Errol Zimmerman după o stângă devastatoare. Este un duel și în tribune au început câțiva fani să îi strige numele lui Robin Van Roosmalen. Imediat au fost acoperiți de către fanii lui Murat Direcciu în ofensiva cu turcul. Bună stânga lui Van Roosmalen. S-a năpuzit acum olandezul peste adversarul său. Bun, aceste croșee, ce pun îi trimite acolo Van Roosmalen lui Direcciu și, cum spuneam, acest turc este un sportiv cu capul tare. A rămas pe picioare Direcciu. A dat drumul la motoare Robin Van Roosmalen, o primă serie ce l-a zguduit pe Direcciu. A scurs jumătate din această primă repriză și l-am văzut pe Van Roosmalen când dă drumul la brațe, face ravage. Încă o dreaptă bună din partea olandezului. Ce
ratează lovitura înaltă de picior, turcul mai trimite o frontală, încasează și el acum imediat de adversarul său. Cât de puternic lovește acest Robin Van Roosmalen, stă la cutie și când trimite câte o lovitură face ravagii, chiar și dacă nimerește pe blocaj. Trimite turcul direct, a blocat acolo Van Roosmalen. Schimb de loc kick-uri între cei doi luptători. S-a împachetat bine acolo Van Roosmalen și a blocat acele lovituri. A intrat repede în clinch Murat Direcki. Data trecută când a făcut-o, a încasat câteva lovituri. A învățat repede lecția. O primă repriză foarte echilibrată între cei doi. Mai sunt 10 secunde și Robin Van Roosmalen în continuare îl ține pe adversarul său cu spatele pe corzi. Evident,